În vremea aceea, trecea Iisus prin Ierihon și iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, i-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.